Ce asigurarea de răspundere civil auto, ce ați spune însă dacă AUL ar veni de fapt de la animale? O companie de asigurări a scos pe piață o poliță care despăgubește în cazul în care câinele sau pisica provoacă daune. Bravo, fata! Aici! Hop! Super! Aici! Cauciuc! Tunel! Faceți cunoștință cu Umbra, o femelă de ciobănesc belgian. Raluca este instructorul ei de dresaj. Împreună fac o echipă foarte bună, dar Umbra nu e tocmai prietenoasă cu toată lumea. E genul de câine care merită un RCA. Da. Genul de câine care merită. Un câine atât de puternic, oricât de educat ar fi, poate să aibă reacții neașteptate. Este responsabilitatea stăpânului să-l supravegheze și să-l țină ferm în lesă. Un cățel este ca și un copil, trebuie să ai grijă de el, să nu-ți fugă de lângă tine, trebuie să fii precaut pe stradă. Și totuși există momente în care cel mai bun prieten al omului nu se comportă ca la carte. Pentru astfel de situații, o companie de asigurări a scos pe piață o poliță similară cu RCA-ul, doar că în loc de accidente în trafic... Aici vorbim de clasica mușcătură, faptul că roade mobila și mobila poate să fie scumpă, se asigură tot ce înseamnă răspunderea civilă care incumbă proprietarului animalului. Polița asigură însă și accidentele suferite de animale, adică tratamentele și costurile de spitalizare. Suma plătită anual de stăpân pornește de la 30 de euro și acoperă daune de cel mult 25.000 pentru întreaga perioadă de asigurare. Există cazuri destul de multe când căței de rasă provoacă diverse accidente. Polița de răspundere civilă pentru animale a fost deja lansată acum câteva zile, dar pare să aibă succes. În prima zi, 40 de români și-au asigurat 4 pedele.